Salutare, oameni buni! Biletul de ieri a fost câștigător. Am avut pe Rapid NB1, am avut o mare, mare șansă aici, recunosc. Rapid nu a jucat absolut nimic, a prestat un fotbal de cea mai joasă speță, cel mai slab fotbal pe care l-am văzut de mult. Rapid a egalat în minutul 95, care ne-a dus măcar cota 1 la meciul acela unde am pus DNB1. Astăzi o să vă dau un meci din basket, am văzut din NBA, am analizat puțin, sunt echipe care joacă toate la un singur oraș, în Orlando se țin toate meciurile, restul meciurilor din NBA. În această seară, Washington Wizards joacă cu Indiana Pacers. Se joacă, v-am spus, într-o locație neutră, undeva la Orlando. În ultimul meci, cei la Washington au pierdut 125-112 cu Brooklyn Nets. Era echipa care cu care ei se luptau pentru a obține un loc în play-off. Primele 8 echipe se duc într-un play-off la final, după ce se joacă sezonul regulat. Este o echipă slăbită, mai ales că am aflat din... Vedem că de la Washington lipsesc jucătorii de bază. Washington nu îl va avea pe Bill Bradley și pe Bertrand Davis. Bradley Bill este marcatorul lor de top, în timp ce cei de la Indiana au o absență Sabonis. Dar în ultimul meci, Indiana a avut un meci foarte bun cu 76ers, meci pe care l-a câștigat, iar TJ Warren a marcat 50 de puncte în acel meci, a fost un personal high. Victoria lui Indiana are o cotă micuță, 1.35, dar putem să jucăm că va câștiga meciul la un handicap la 4.5, adică Indiana Pacers să bată la 5 puncte, da? Deci Indiana Pacers cu minus 4.5 la cotă de 1.57. Apoi încă un meci avem din Liga 1, meci pentru campionat, meci decisiv. Universitatea Craiova cu CFR Cluj. În acest moment CFR Cluj mai are doar acest meci cu Universitatea. Dar Universitatea Craiova mai are încă un meci restanță, cel cu Astra, despre care nu se știe dacă se va juca. Oricum, ideea este că dacă în acest meci câștigă Universitatea Craiova, este evident campionat pentru că CFR nu mai are meci. Dar dacă se termină egal, Universitatea Craiova încă mai are un meci cu Astra Giurgiu, care teoretic ar trebui să se joace. Dacă în acela câștigă, va fi campionă. Dar în meciul ăsta CFR-ul are o opțiune. Deci egalul nu e o opțiune pentru CFR, pentru că dacă CFR face egal, Craiova poate să câștige meciul rămas cu Astra și astfel Craiova va fi campionă. Dar CFR astăzi cam trebuie să bată, este obligată să bată. Și eu cred că dacă CFR este obligată să bată și trebuie să iasă, am văzut-o și cu FCSB în ultima etapă, când FCSB efectiv a băgat tinerii, CFR Cluj nu a reușit să tragă pe poartă mai mult de 3 șuturi. A fost evident slăbiciunea CFR-ului în inspirația lor și în felul cum atacau. Ei, dacă trebuie să atace, ei nu știu să facă acest lucru. Echipa care le place să joace pe faze fixe, din forță și să marcheze repede. Dacă nu marchează, au mari, mari probleme. Dacă au avut asemenea probleme cu FCSB, vă dați seama cum vor avea cu Craiova, care este o echipă mult mai bună și anul acesta s-a văzut și o încredere mult mai mare. Craiova, vedem, are 5 victorii la rând. Timp ce CFR-ul a bătut chinuit 1-0 pe Botoșani, cu Gaz Metan 2-0 și acolo a dat golurile destul de târziu, acum cu FCSB la fel. Eu cred că Craiova nu ar trebui să aibă probleme în meciul ăsta și Craiova îi va prinde măcar pe un contraatac și le va marca gol. Astfel încât eu aș juca aici Craiova câștigă oricare din reprize. Nici Craiova nu poate să stea neapărat la egal, că cine știe cum în ultimul meci cu Astra, niciodată nu știi ce se poate întâmpla. De aceea cred că Craiova aici merge juca, Craiova câștigă oricare din reprize, pariul meu. Totalul 1.95, dar și DNB1 este un pariu bun, astfel încât ne acoperim un egal. Dacă suntem egal, primiți cotă 1. DNB1 are tot cotă 1.90 în cazul în care Craiova bate. Dacă suntem egal, primim cotă 1. Punem ambele meciuri pe bilet, facem o cotă de 3. Puteți să-l jucați single Craiova la 1.95, puteți să-l jucați single și pe cel Indiana Pacers. De asemenea, TJ Warren ar fi de jucat. TJ Warren să marcheze peste 19.5 la o cotă de 1.45, este o cotă destul de bună. Pentru că acest jucător a marcat 53 de puncte în ultimul meci cu Philadelphia 76ers.